Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea pentru marți 2 februarie. Și acum hai să vedem care sunt mesajele pentru această zi pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Foarte interesant. Pe partea de dragoste avem și astăzi o carte de monede, o carte de stabilitate. Se pare că stabilitatea este tema de dragoste pentru această săptămână, cel puțin. Optul de monede este o carte de oportunități. Dacă ieri ați făcut munca necesară pentru a pune fundațiile stabile pentru relația voastră, fie că sunteți singuri și ați făcut această muncă internă, de autoanaliză, de autocunoaștere sau dacă sunteți deja în relații de lungă durată și ați făcut ajustările necesare astfel încât să țineți cont și de nevoile partenerului sau partenerei voastre, astăzi optul de monede vă îndeamnă să munciți. Pasul început ieri a fost un început, un prim pas foarte bun, într-o direcție foarte bună, foarte stabilă pentru voi, dar munca nu se oprește aici. Optul de monede ne aduce aminte că lucrurile pe care merită să le avem cer efort, dedicare, trudă. Și dacă pentru voi relația voastră este o prioritate, este un lucru important în viața voastră, trebuie să depuneți acest efort, să dedicați timpul necesar construirii acestei relații. Relațiile perfecte nu se întâmplă accidental. Ele sunt rezultatul unui efort depus constant, susținut, zi de zi. Și este foarte important să fiți conștienți de acest lucru. Exact așa cum la locul de muncă, dacă vreți mai mulți bani, dacă vreți o promovare, dacă vreți să fiți apreciați, să vi se spună că faceți o treabă bună, dacă vreți să continuați să aveți acest loc de muncă, trebuie să depuneți efort constant. Nu e suficient să lucrați o zi pe săptămână și în rest să stați. Trebuie în fiecare zi să depuneți efort. Exact la fel este și în relația voastră. Partea pozitivă este că aici cu optul de monede rezultatele acestui efort o să fie fabuloase, o să fie foarte frumoase și o să vă aducă foarte multă împlinire. Prin urmare, sfatul este să nu vă codiți de acest efort pentru că merită. Pentru o parte dintre voi s-ar putea ca astăzi să sărbătoriți o promovare, o mărire de salar pe care o primește partenerul sau partenera voastră. Iar pentru cei singuri, este posibil să întâlniți un posibil partener sau parteneră la școală, la facultate, la locul de muncă. În acele spații în care depuneți efort constant pentru a realiza ceva. Și această seriozitate a voastră, această imagine publică pe care o aveți deja în grupul vostru de prieteni, că e la școală, la facultate sau la locul de muncă, o să vă ajute să atrageți acest partener în viața voastră. Pentru că o să vadă că aveți principii de muncă, de etică similare, că aveți aceeași viziune generală de viață, că aveți interese comune, cel puțin pe partea asta de studii sau loc de muncă. O energie foarte frumoasă pentru partea de dragoste. Pe partea de sănătate avem 5-ul de cupe, cartea speranței. Este foarte important astăzi, pentru binele vostru, pentru sănătatea voastră, să încercați să fiți optimiști, să încercați să vedeți în orice situație de viață partea plină a paharului, nu partea goală. Pentru că cu acest 5 de cupe aici există un foarte mare risc să cădeți într-o depresie, într-o spirală negativă de gânduri rele, de pesimism și este în mâinile voastre, este în puterea voastră să vă scoateți din această energie. Nimeni nu vă poate scoate din această energie, doar voi înșivă. Indiferent ce se întâmplă în viața voastră personală, profesională, este foarte important ca astăzi să încercați să păstrați optimismul. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, avem aici Steaua, cartea care în tarot reprezintă zodia vărsătorului. Va fi o zi minunată pentru vărsători, balanțe și gemeni.
și pentru toată lumea este o zi în care e foarte important să țintiți cât de sus, să vă faceți planuri mari, să aveți vise excentrice, pentru că se pot realiza. Puteți să puneți bazele pentru acest job, această carieră, oricât de excentrică, oricât de ciudată ieșită din comun ar părea, puteți să o realizați. Nimic nu este imposibil cu această carte aici. Atunci când steaua apare într-o etalare de tarot, sectorul de viață despre care ne vorbește este foarte bine aspectat. Aduce foarte multe lucruri pozitive, lucruri de-a dreptul miraculoase. Pentru voi pe sectorul carierei, steaua poate să vă aducă un job nou, carieră nouă, oportunități noi în afaceri, reconcilieri cu foști colaboratori sau parteneri de afaceri, rezolvarea oricăror probleme pe acest sector de viață, iar pentru cei care operează în domeniul artistic, în domenii creative, steaua ne indică o perioadă în care o să fiți în centru atenției, o să vă fie recunoscute meritele, o să fiți apreciați și recunoscuți. E momentul vostru de glorie, este momentul în care puteți să vă faceți un nume, un renume, o reputație. O energie foarte frumoasă. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune pentru această zi. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să îmi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, bineînțeles, vă rog să dați un like acestui video. Pentru cei care sunteți interesați și de astrologie, o altă pasiune de-a mea, vă recomand să vă uitați la videourile pentru luna februarie, pentru fiecare zodie în parte. În acele taroscopuri îmbin astrologia și tarotul pentru a vă da niște mesaje cât mai complete, cât mai complexe pentru situația voastră de viață. Vă recomand să urmăriți aceste videouri atât pentru zodie cât și pentru ascendent, lună, sau orice semn zodiacal în care aveți o aglomerare de 4 sau mai multe planete. Videourile le găsiți aici, la linkul din colțul din dreapta sus. Dacă vă interesează doar o anumită porțiune din video, doar horoscopul sau doar partea de tarot, găsiți în descrierea fiecărui video momentul de timp la care începe fiecare porțiune din rubrică. Bun, și avem o carte care a vrut să sară pentru această zi. Mesajul pentru marți 2 februarie este următorul. Mă iubesc pe deplin în momentul prezent. Sunt tandru bun și încurajator cu copilul meu interior pe măsură ce descoperim și ne eliberăm de mesajele vechi și negative din noi. Un mesaj foarte frumos pentru această zi. Pentru marți, ziua guvernată de planeta Marte, a ieșit aici o carte roșie, o carte marțiană, care vă aduce aminte că forța, puterea nu trebuie să vină neapărat din agresivitate, ci poate să vină și din dragoste, din autodescoperire, din eliberarea de setările vechi, negative, care ne țin în spate, care nu ne lasă să evoluăm. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!